Un incident straniu a fost filmat nu de mult în câmpul municipiului Benito Juárez din Argentina. Se vede cumva că stă lângă vițelul său nou născut care se pare că s-a întâlnit cu un pericol incredibil. Se pare că un mic armadillo sau, îl vom numi tatu sau micul blindat, îl atacă. Țintește el fix în burtă. Și straniu e că înainte de asta, pe același câmp au fost găsiți trei viței morți, cu măruntaiele pe afară. Această descoperire straniu i-a pus pe mulți pe gânduri. De ce armadillo a făcut așa ceva? Dar mai întâi trebuie să aflăm cu cine avem de-a face. Armadillo sunt niște mamifere mici, care pot să se laude cu labe puternice și gheare mari, pe care le folosesc pentru săpat și căutarea hrănii. Sunt niște creaturi omnivore și nu sunt potrivă să ia masa cu orice, de la vertebrate mici, insecte, larve, până la plante și unele fructe. Se cunoaște de asemenea că armadillo se hrănesc cu trupuri de animale moarte, dar acei viței erau încă vii. Există posibilitatea că acei tatu care au ucis viței încercau să-și protejeze teritoriul, atacând micuții. Ei își marchează locuința prin urină, fecale și secreții ale glandelor odoritoare, deci viței puteau să se afle în locul și momentul nepotrivit. Plus că masculii în timpul împerecherii potențiale pot fi agresivi, încercând să țină concurenții departe de femele. Nouă poate să ni se pară că între vițel și armadillo e o diferență foarte mare, dar nimeni nu știe cum văd situația însuși armadillo. Mai ales că atacurile lor asupra animalelor, care clar nu pot concura cu ei pentru femele, au fost observate nu doar o singură dată, ci sunt legate de viței sau pui nou născuți. Cu câțiva ani în urmă, de exemplu, pe internet, a apărut un video unde un tatu mai întâi zgârie și mușcă un miel de gât, apoi îl apucă de ureche și încearcă să-l tragă undeva. Nu se știe cu ce avea să se termine asta dacă nu fermierul. Așa comportament este cam surprinzător, fiindcă majoritatea oamenilor nici nu bănuiesc că armadillo de mărimi un pic mai mare ar putea ataca animale de așa dimensiuni. Există dovezi de atacuri asupra căprioarelor și chiar asupra reia, niște păsări care nu zboară și seamănă cu struții. În ambele cazuri, tatu încercau să ducă aceste animale în vizuinele sale. Apropo, există părerea că de vină este vederea proastă a lor. Ei se bazează mult pe simțul mirosului și pe auz, când țintesc în pradă, apoi mușcă cele mai vulnerabile părți ale corpului, precum urechile și nasul. Este posibil să determini că în fața ta e anume urechea unui miel după miros și auz? Nu prea cred. În schimb, natura a înzestrat armadillo cu o armă impresionantă, cu care poți ataca aproape pe oricine. Armadillo gigant, originar din America de Sud, e cunoscut pentru ghearele sale enorme, cu care sapă. Și deși aceste animale nu sunt agresive, simțind o amenințare serioasă, se pot apăra și vor face asta cu succes. Priviți și singuri, la lungimea corpului de aproximativ 1 metru, cea mai mare gheară poate ajunge la 22 de centimetri, ceea ce face armadillo, animalul cu cele mai lungi gheare în raport cu corpul. Dacă omul ar avea proporții cam la fel, lungimea unghiilor noastre ar trebui să fie de aproximativ 33 de centimetri. Pe lângă ghearele impresionante, armadillo desigur că sunt faimoși prin armura lor, care îi apără de prădători și alte pericole. Sunt niște plăci care acoperă marea parte a corpului. Această armură poate fi periculoasă pentru om. La atingere, aceste plăci blindate se strâng, așa că pot să o facă odată cu degetul vostru. Deci, străduiți-vă să nu atingeți un tatu cu mâinile goale. Știți ce este interesant? Leneșii, care sunt rudele celor despre care am vorbit până acum, prezintă și ei un pericol. Da, aceste creaturi lente pot să fie agresive, dar e caracteristic pentru leneșii cu două degete, nu cei cu trei. Leneșii cu două degete sunt mai mari, mai voinici și au ghiare mai puternice, pe care le folosesc pentru a se proteja în caz de amenințare sau stres. Deci, cu ei trebuie să fiți atenți. Specialiștii care lucrează cu leneșii țin cont de următoarele reguli. Constrângerea fizică trebuie să fie delicată, dar în același timp fermă și să fie realizată de cel puțin doi oameni care folosesc mănuși de piele.
Tentativele violente de a ține un leneș vor fi cel mai probabil nereușite sau chiar periculoase. Trebuie să aveți grijă nu doar la ghiare, ci și la dinți. Da, suntem încă la capitolul leneș. Dar să ne întoarcem la armadillo, care este campion nu doar în categoria ghiare, ci și în categoria dinți. E lider la numărul de dinți între mamiferele terestre. În gura lui poți găsi de la 80 la 100. Cuiva poate să nu-i pară impresionant acest număr, dacă comparăm cu rechinii, de exemplu. Dar, de fapt, mamiferele sunt făpturile cele mai lipsite de dinți de pe pământ. Iar armadillo ocupă cu încredere primul loc în acest top de dințoși. Cu ce pot să se mai laude aceste animale? Păi cu faptul că sunt cel mai vechi grup de mamifere care au supraviețuit pe Terra. Practic, nu și-au schimbat forma caracteristică din momentul în care au apărut. Se consideră că s-a întâmplat asta cu vreo 48 de milioane de ani în urmă. De fapt, această armură groasă și ghearele lungi cumva sugerează că au venit direct din epoca preistorică. Așa cum se întâmplă de obicei cu animalele dispărute, armadillo antic era cu mult mai mare decât cel de azi și se numea Glyptodont. Cel mai mare putea să cântărească cam 2 tone și cam toți indivizii aveau o coadă puternică și plină de țepi. Carapacea lor consta din depozite osoase stratificate în interiorul pielii, cam asemănător cu ceea ce vedem la țestoasele de azi. Ultimul exemplar dispărut la sfârșitul ultimii epoci de gheață, cu aproximativ 12.000 de ani în urmă, cântărea cam 1,5 tone. Era rudă directă a micului blindat modern, aparținea aceluiași grup evolutiv, ceva de genul unui străbun foarte cool. Dar dacă dintr-un oarecare motiv aveți dubii că tatu pot fi niște ființe înfricoșătoare, iată un fapt. Nu de mult, oamenii de știință au descoperit niște tuneluri gigantice stranii. Și da, spoiler, sunt tunelurile făcute de rudele antice ale armadillo. De fapt, din punct de vedere tehnic, erau niște leneși gigantici, dar ghearele sunt ghiare. În 2010, un cercetător de la Institutul Geologic din Brazilia a studiat pentru prima oară zvonurile despre peștere de origine necunoscută. Spre mirarea lui, cercetarea a arătat că peștera nu era rezultatul unui proces geologic natural. El a vizitat și alte peșteri din apropiere formate de apă, dar ele arătau total diferit. Când s-a uitat mai atent, cercetătorul a văzut pe tavanul peșterii urme de gheare. De gheare enorme! Fără să găsească vreo explicație geologică, el a ajuns la concluzia că peștera a fost săpată de un animal dispărut, cu vreo 80.000 de ani în urmă, când aceste creaturi rătăceau America de Sud în grupuri largi. Mărimile variază. Într-un loc, lungimea tunelului era de 300 de metri, iar lungimea altuia de 900. Așa că dacă vreodată vei sta de vreo vizuină misterioasă sau de vreun tunel în curtea din spatea casei voastre, poate acolo încă se ascunde vreun leneș sau tatu gigant care a uitat să dispară de pe Terra la timpul lor. Predispoziția tatu spre a săpa poate duce nu doar la formarea unei peștere undeva departe de la oraș, dar chiar și sub casa dumneavoastră. Desigur că va fi mai mică, mult mai mică, căci din anticitate până acum aceste animale și-au schimbat dimensiunile. A fost constatat că săpăturile lor subminează fundațiile, plăcile de beton, căile de acces, piscinele și alte construcții. În special periculoase sunt săpăturile alături de fundații, fiindcă asta slăbește integritatea clădirii. Ați înțeles corect. Teoretic, acest micuț poate să fie unul dintre motivele prăbușirii unei case. De asemenea, aceste animale slăbesc digurile de-a lungul râurilor, creând astfel tuneluri lungi ca cuiburi sau căi de evacuare. Asta poate duce la munci costisitoare de restaurare sau repararea construcțiilor dacă nu se va acționa destul de rapid. Desigur că în dorința lor arzătoare de a săpa tot ce e săpabil, armadillo trebuiau să ajungă și la cimitire. Din cauza asta, oamenii chiar au început să creadă că animalele sapă morminte pentru a mânca din morți, dar nu vă grăbiți să vă panicați. Chiar dacă au înclinații spre consumul de cadavre, aceștia nu vor săpa special pentru a ajunge la oamenii morți. De fapt, lor le e mai ușor să sape acolo unde pământul e moale, într-un mormânt proaspăt, și caut acolo insecte. După cum ați înțeles, armadillo chiar pot fi o sursă reală de probleme și pericole pentru oameni.
Problema cu tătuun Carolina de Nord a fost atât de serioasă că pentru a lupta cu ei a fost necesar un serviciu special. Proprietarii caselor erau revoltați când mamiferele au început să le smulgă gazoanele și astfel au angajat un om care vâna capuri de armadillo. Glumesc, nu chiar la propriu, dar pentru fiecare animal mort îi oferea $100. Tatu a provocat atâtea pagube că vânătorul a fost trecut în serviciul oficial de prindere. Acești angajați povestesc că umblă nopțile cu armă și că seamănă asta cu vânătoarea supra-extraterestrilor. Iată cât de greu este să prinzi și să neutralizezi un tatu. Puștile de calibru 22 care se foloseau împotriva acestor mamifere se pare că nu erau destul de eficiente. Odată într-un animal au împușcat, dar el a reușit să se ridice și să fugă. Și noaptea pot fi ușor confundați cu deșeuri sau pietre, pentru că corpul lor absoarbe lumina, iar ochii nu o reflectă. După cum am mai spus, au o vedere rea, dar un auz bun, așa că oamenii sunt nevoiți să folosească lunete termice ca să captureze zonele calde ale corpului lor. Dar așa vânătoare poate fi periculoasă pentru oameni. Se cunosc cazuri când glonțul a ricoșat de la armură și a nimerit în cel care trăgea. Odată un armadillo avea să-l ucidă pe Morgan Freeman. Da, nu pentru că a încercat să vâneze animalul, nu. În 2015, actorul zbura la niște filmări în Texas, iar avionul lui privat, la decolarea în mare viteză, s-a ciocnit de un tatu. Ca urmare, cauciucurile avionului s-au spart, apoi a fost deteriorată conducta hidraulică. Din fericire, pilotul a înțeles rapid ce s-a întâmplat și a avertizat observatorii de pe pământ cât de serioase sunt pagubele. Când oficialii au găsit pe pistă urmele accidentului, au hotărât că e necesară o aterizare de urgență. Controlorii de trafic au condus avionul lui Freeman în raionul Tunica, fiindcă acolo era o pistă de decolare lungă, necesară pentru aterizarea sigură, dacă frânele n-au fi funcționat. De la început, pilotul, care printre altele se comporta foarte profesionist, ardea combustibilul pentru a reduce probabilitatea prinderii în timpul aterizării. Cu părere de rău, în timpul aterizării avionului Freeman a ieșit după limitele pistei și abia apoi a încetinit. Nimeni însă nu a fost rănit. Ce s-a întâmplat cu mamiferul care a provocat acest incident nu e clar, nu se știe. Dar în general, această situație nu ar fi unicală sau neobișnuită. Doar în SUA, în ultimile decenii, au fost înregistrate peste 86.000 de coliziuni. Avioanele loveau coioți, ratoni, lilieci, oposumi, iepuri de deșert, câini, pisici, vulpi, șerpi, broaște, tatu, aligatori... Aligatori? What? Păi, iată, aligatori, cel puțin un bursuc, elan și alte mamifere terestre. Există o statistică specială pentru căprioare și vulturi în diferite state și destul de serioasă. Dar vestea bună e că probabilitatea morții sau a traumelor în așa cazuri nu e mare. Din 1990 până în 2013, doar 25 de oameni au murit în urma ciocnirii avionului cu animale sălbatice. Acest număr este relativ mic dacă luăm în considerație faptul că în America, zilnic, au loc 50.000 de decolări și aterizări în aeroporturi. Mai ales că multe păsări zboară prin spațiul aerian zi de zi, ceea ce face ciocnirea chiar inevitabilă. Asta e viața. Unele aeroporturi încearcă să se asigure că contactul cu animalele e minimal. Construiesc ziduri, se folosesc de lumini intermitente speciale, anumite sunete pentru a speria păsările, așa că nu trebuie să vă faceți griji. Dar eu, dacă sincer, după acest episod, o să mă uit la armadillo cu alți ochi. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați învățat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!